balta de lacrimi, să fiu mai înțeles, a creat oarecum un desen. Istoria face că această tânără, după multe tratamente, a putut să stea în fund pe un scaun cu rotile. După multe tratamente, pentru că mușchii de la spate, picioare, nu se mai puteau îndoi, stând atât de mult închisă, după multe recuperări, ajunge pe scaunul cu rotile. Femeia aceasta își dă seama că Dumnezeu a înțestrat-o, ținând pensula în gură, face niște picturi extraordinare. Face picturi extraordinare, fără mâini, fără picioare, deși le are, nu le poate controla. 1, 2. Femeia aceasta acum ține conferințe în lumea întreagă, spunând cât de bun e Dumnezeu. Spunând că nu contează cum începe un lucru, ci contează cum îl sfârșește. Femeia aceasta are un început tragic. Când au văzut-o colegile ei, au luat-o la fund, au spus, e prea îngrozitoare priveliște aceasta, nu putem să privim. Și au luat-o la fugă. Însă vedem cum finalul vieții femeii acesteia. Ține conferințe în lumea dragă, spunând cât de bun e Dumnezeu, spunând de dragostea lui Iisus. Vreau să vă spun, ea s-a întors la Dumnezeu din disperarea aceea, pentru că un grup de copii de școală duminicală s-au dus și au rugat despre Dumnezeu. Vedeți, deseori avem impresia că dacă o să vină, nu știu ce mare predicator în Arcalia, o să se pocăiască oameni. Stați liniștiți, oameni buni, că nu o să fie așa. Dacă eu la locul de muncă, dacă eu când mă întâlnesc cu dumneata, nu reflect din bunătatea lui Dumnezeu, din dragostea lui Dumnezeu, din credința care mi-o lasă din Dumnezeu, în mod sigur nu o să fie lucrul acesta. Consider că, așa cum spune Apostolul Pavel, la final de viață contează trei lucruri. Dragostea, credința și nădejdea. Amin.